egalul dintre Universitatea Craiova și FCSB, mai ales din punct de vedere al FCSB-ului, este un egal care ajută foarte mult CFR-ul și Farul. Practic este etapa Farului și a CFR-ului care își câștigă punctele, normal, cu adversari mai slabi și ca să fie totul perfect, da, ca să fie totul o încununare perfectă, așa, vine și acest egal în minutul 91, mânușă, nu? Până la urmă și pentru Farul și pentru CFR. Apropo, Cobra, cum a fost golul lui Krasniqi? Ți-a plăcut? Și chiar aș vrea să mi-l caracterizez puțin pe Krasniqi. Știu, mi se pare un jucător foarte bun pentru campionatul nostru. Știu că am vorbit cu Dan Petrescu de mult să-l aducă la echipă, încă nu încheiaseră actele de transfer. Și, nu știu, aduce un plus pentru campionatul nostru. Un jucător talentat care are o coordonare foarte bine cu mingea, 1-1. Ține mingea aproape, are viteza, cred că fuge la fel cu mingea la picior decât și fără minge. Și fără minge și chiar și la golul de ieri. Are o bătaie înainte de a lovi mingea și coordonează foarte bine mișcarea. O mică capodoperă iară și golul, nu? Golul cu FC Argeș. Foarte frumos golul, dar să vă uitați puțin la mișcarea care o face înainte să lovească mingea. Adică are o coordonare cu mingea și vede, bate pasul puțin pe loc, îl coordonează atât de bine încât să o lovească să meargă mingea. Stilul tău puțin, că vorbeam înainte de emisiune, ți se pare așa că ți seamănă puțin? Puțin, normal. Da, am impresia că cum aleargă, da. Are niște mișcări de cobră? Da, are de cobră? De mobră. De mobră. Bun asta. Cum? Bună asta. Cu mobră. Dar are mișcări foarte bune cu mingea la picior și anticipează foarte bine mingea în alergare și face un dribbling foarte scurt, deci știe unde să dea dinainte. Deci deja, de când a plecat cu mingea la picior, am spus că o să marcheze. Ah, deci deja ai simțit, da? Da, am prieten care le-a spus că o să marcheze acum. Deci de când plecase terenul lui? Din terenul lui, are un spațiu foarte mare și dacă lași puțin pe spațiul ăla cu coordonarea lui... Uh-huh. Jucător clar peste media campionatului? Da, peste. În vară mai e la CFR? Mi-aș dori să-l păstreze. Ar face mai bine să-l păstreze, că am impresia că cu jocul lui CFR-ului o să crească mai mult în joc, o să prindă mai mult experiență. Îl avem și pe domnul Balaș la telefon, președintele CFR-ului. Bună ziua, domnul Balaș. Bună ziua. Bună ziua. Îl mai vedem din vară pe Krasniqi la CFR, la ce nivel arată? Nu știm, depinde. Am înțeles. Depinde. Da, nu mi-a zis depinde. Da. Mă așteptam și eu la un răspuns. Da, domnul Horia, bineînțeles că îl mai vedem. Păi nu, depinde, adică... Uitați, și pe Eboa, îl mai vedem în continuare. Da, dar apropo de Krasniqi, va veni până acum deja vreo ofertă? Mai ales zilele astea și după evoluția cu Lazio, mă rog, cu Piteștiu a fost de curând, a fost în weekend. Nu cred eu că stăteau să scrie impresarii oferte. Dar apropo, după Lazio, ați primit ceva? Știm doar că este urmărit. Și el, și Eboac, și Biligea, și Petrilac sunt jucători, dacă vorbim de planul ofensiv, sunt jucători urmăriți de cluburi. Având în vedere că perioada de transferări e închisă la majoritatea campionatelor importante, nu a venit nimic în acest moment. Deci nimic concret, doar știți că e urmărit, nu? Da.